Conferința MOPS pentru mame, pași mici, schimbări mari va avea loc sâmbătă 18 noiembrie de la ora 10 la Biserica Baptistă Providența Timișoara. Invitatele evenimentului vor fi Ile Stancu, Alina Birgean și Ariana Tuțac. Însă mai multe detalii ne dă chiar acum coordonatoarea MOPS pe România, Adelina Hrițcu. Bun găsit la știrile Alfa Omega! Salut, bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună cu voi! Titlul acestei conferințe sună foarte interesant, pași mici, schimbări mari. Spune-ne mai multe despre ce este vorba, ce se va discuta la conferință. Da, e bine, avem trei invitate, mămici, pentru că este pentru mămici și sunt cu experiență de viață, iar Ariana este coach și ele ne vor împărtăși din experiența lor de viață cum au făcut față la diverse evenimente, ce au schimbat, cum s-au adaptat ca să fie, să devină mame mai bune, să devină creștine mai bune în societate, sau ne vor spune cum putem să facem asta din perspectiva unui coach. Vor fi sfaturi din experiență de viață, sfaturi de la profesioniști și va fi, în primul rând, conectare. Cred că atunci când te întâlnești cu mame, un lucru foarte, foarte apreciat din feedback-ul care l-am primit e că te întâlnești, stai la o masă și discuți bazat pe ceea ce auzi și atunci experiența aia face enormă diferență când pleci acasă. Toată lumea își dorește schimbările mari, vizibile, și când vine vorba de mame, cred că în mod special ele își doresc să-și vadă copii educați, curați, ordonați, ascultători și dacă se poate cât mai repede, peste noapte. Voi spuneți că rezultatele mari ajung la ele prin pași mici. Chiar asta este singura cale? Da, este singura cale și mai mult cred că de la ce pornim cu toate și ceea ce vrem, atunci când noi avem o perspectivă creștină și ne inspirăm din Biblie și din Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt asta ne face la urma urmei să avem o trăire de mame mai bună, iar toate celelalte schimbări vin pas cu pas. Cum va fi structurată conferința? La început va fi un timp de socializare, vom face un pic de conectare și ceva jocuri ca să ne cunoaștem, pentru că sunt mame din toată Timișoara, din diverse locații. După aceea avem vorbitoarele noastre care ne vor și spune ceea ce au ele pregătit pentru noi, iar apoi o să avem timpul să le întrebăm noi pe ele, ceea ce poate n-au menționat și mamele ar vrea să știe. Vom avea și o parte mică de închinare, va fi un timp și de introspecție, vom prezenta și ce este MOPS la nivel de Timișoara și în general, pe lângă această conferință. Cam asta și normal, timp de poze, timp de socializare, de râs. Am văzut că este o taxă de participare de 35 de lei, că trebuie să te înregistrezi pentru conferință și că trebuie să porți ceva verde. Taxa și înregistrarea este ca să ne putem organiza mai bine și să surprindem mămicile cu ceva fain pentru ele. Și am pus și un dress code de să poarte ceva verde, pentru că tema anului la MOPS, unul dintre simboluri este cactusul, pentru că el s-a adaptat disconfortului deșertului și vrem și noi să fim inspirate să ne adaptăm disconfortului din viața noastră. Și cactusul este verde, așa că vrem să purtăm ceva verde la această conferință. Cele care vor să vină la conferință, unde ar trebui să intre să se înregistreze? Avem postat în social media, pe Instagram și pe Facebook, pe MOPS Timișoara sau MOPS.Timișoara pe Instagram, anunțurile cu conferința și acolo este și linkul de înscriere. Așa, puțin să vorbim și despre activitatea MOPS la nivel național, nu doar în Timișoara. Ești coordonatoarea acestei mișcări MOPS. Despre ce este vorba? Viziunea noastră la MOPS e să întâmpinăm mamele exact acolo unde sunt și să ajungem la cât mai multe mame și să le ajutăm în călătoria asta, ca alături de învățăturile biblice să devină o mamă mai bună pentru o lume mai bună, pentru că ăsta e motoul nostru la MOPS. Ce facem noi la nivel de MOPS România este să oferim și să ajutăm mamele, să le echipăm, să aibă grupe în comunitatea locală, organizate de obicei în număr mult mai mic decât o conferință, dar pentru a crea această senzație de comunitate și a se cunoaște grupele între ele, ne place din când în când să organizăm și conferințe cum este aceasta în Timișoara. Dar credem că pentru a crește, pentru a te dezvolta și a avea acea conexiune personală care te ajută să te apropii de oameni și să-i lași să vadă în sufletul tău, ca apoi să te simți iubită și cunoscută, aia cred că se întâmplă în grupe mult mai mici și de aceea le încurajăm pe mame și să aibă un grup local în număr mai mic unde să studieze lecțiile care le avem o dată pe lună. Unele grupe se întâlnesc un pic mai des, unele un pic mai rar, variază, dar avem lecții foarte faine pregătite special pentru mame, cu planuri, cu echipare
întrebare pentru lidere, cum să fac asta dacă n-au făcut niciodată și vor să înceapă un grup MOPS. Noi avem cam toate pregătite. Asta vreau să întreb, care este diferența între un grup mic de biserică, poate dedicat femeilor, mamelor, și un grup MOPS? Diferența sunt materialele și structura specifică, dar desigur, din când în când, mamele, dacă vor să folosească altceva decât materialele MOPS, le încurajăm să creeze conexiune și printr-o seară de jocuri și printr-o invitată specială sau orice alt eveniment de implicare în societate sau implicare în biserica locală. Ce vă motivează să lucrați, să echipați mamele? Poate unii ar spune despre mame că sunt unele mai stresate, altele mai relaxate, fiecare cu tipul ei de personalitate și poate nu cea mai ușoară categorie cu care să lucrezi. De ce vă axați așa de mult pe echiparea, încurajarea mamelor? Cred că pentru că toate am trecut acolo și mai ales când încep călătoria asta sau și în diverse momente. Poate ai mai mulți copii apropiați, cum am avut eu, am avut doi destul de apropiați, sau poate sunt copii care au anumite nevoi speciale. Călătoria asta uneori e foarte provocatoare și mai multe mame asta au mărturisit, pentru că pentru ele au fost foarte provocator și fie au avut o nevoie mare și nu le-a fost îndeplinită, fie au avut nevoia și au găsit un astfel de grup în care s-au simțit foarte motivate și încurajate. Din dorința aceasta vrem acum să ajungem la toate mamele ca să le oferim șansa asta. În toți acești ani de când te ocupi de această lucrare, MOPS România, a fost o mărturie, o poveste a vreunei mame care să te fi impresionat în mod special? Da, avem tot felul de povești a mamelor care mărturisesc ce bine le-a făcut, ce fain e să găsească suport, să împărtășească cu mamele. Normal că uneori când povestim bărbaților acasă, ei vor să ne dea soluții și uneori nu căutăm o soluție, căutăm doar să împărtășim cu cineva problema. Și cu mamele uneori vorbesc mai mult, iarăși e foarte fain să vină la un grup de mămici. Dar cred că poveștile care ne motivează cu adevărat să mergem înainte îi că MOPS nu este doar o lucrare care se întâmplă în biserici, ci invităm prietenele noastre din afara bisericii și un context în care vin foarte natural și poate să vorbească despre Dumnezeu într-un cadru informal. Și o mărturie recentă care mi-a scris o fată din țară, din Mediaș, îi că o mică care a fost la ei la grup de câteva ori s-a întâlnit în magazin după perioada de vară, când a fost pauză cu una dintre lidere și i-a spus că știi, am început să vin și la voi la biserică pentru că la voi pur și simplu așa de ușor înțeleg ce se zice, cumva pare Biblia mult mai simplă, e pe înțelesul meu și totul face sens. Și chestiile astea pe noi ne încurajează foarte mult. Deci poate fi o pârghie foarte bună pentru ca femeile să intre în contact cu Dumnezeu, cu biserica, cu mesajele creștine și să aibă loc o schimbare în viața lor. Exact. Nouă ne place să zicem că e evanghelizare prin stilul de viață. Ce frumos! Mulțumim pentru toate aceste informații. Înscrierile pentru conferința din Timișoara mai durează câteva zile doar, nu? Da, inițial în anunț, ele se încheie astăzi, vineri, dar vrem să le prelungim până duminică, așa că mai aveți o șansă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate, dar vă așteptăm pe cât mai multe cu drag. Mulțumim pentru informații și mult spor în tot ceea ce faceți la MOPS. Mulțumesc, la fel și vouă, la Alfa Omega.